Regia Transport Electric Chișinău informează despre începerea celei de-a doua etapă a proiectului pilot privind modalitatea de achitare prin card bancar în transportul public de pasageri. Potrivit Regiei Transport Electric, în prezent toate troleibuzele rutelor numărul 22, 23, 24 și 30 se instalează câte două validatoare staționare mai performante. Astfel, aproximativ 150 de aparate vor fi instalate în transportul public municipal. Regia menționează că terminalele staționare precedente, cât și post-terminalele de la conductori au fost retrase în totalitate. Reprezentanții Regiei Transport Electric Chișinău au precizat că vor reveni cu detalii despre data lansării, cât și despre instrucțiunile de achitare. Precizăm că prima etapă a proiectului pilot de acceptare a plăților fără numerar pentru călătoria în transportul urban a început în februarie 2022. Primele validatoare staționare au fost instalate atunci pe ruta de troleibuz 30 și ruta de autobuz 37. Ulterior, cu terminale pentru plățile cu cardul, urmau a fi echipate troleibuzele care circulă pe rutele 22, 23 și 24, precum și autobuzele de pe rutele numărul 2 și 5. Până atunci, călătorii puteau să-și achite călătoria cu cardul la post-terminalele mobile ale taxatorilor.